Hainele pot fi toxice vara. Problema cu alimentele contrafăcute de pe piața din România a fost dezbătută dintotdeauna, însă când vine vorba despre îmbrăcăminte, pare un bai. Adevărul este că substanțele chimice cu care sunt tratate unele piese vestimentare, mai ales în aceste zile toride de vară, pot provoca afecțiuni medicale destul de grave. Te îmbolnăvesc hainele, foarte multă lume adoră să se îmbrace la modă, însă nu toate articolele vestimentare ne fac bine. Unele materiale textile, chiar dacă sunt arătoase, ne pot dăuna sănătății. Puțini sunt români care să aibă o garderobă mică, dar sănătoasă. Cumva mai bună, mai solicitate, mai absorbe transpirația, nu știu. Are supraelastice, nu absorbe, mai rău transpire, să încint, nu știu. Bumbacul cel mai căutat. Aceste haine se găsesc ceva mai greu, care sunt pentru vară, mai pentru sănătatea corpului uman. Oamenii nu se duc să le cumpere, sunt, cred că, ceva mai scumpe. Ei cumpără ce găsesc, mai ieftine. Și, în general, nu se îmbracă în fiecare an. Dacă au niște haine de un an, doi și sunt bune ca mărime pentru ei, tot pe alea le poartă, fără să se gândească la sănătate. Adevărul este că hainele calitative se găsesc cu greu și mai ales la prețuri rezonabile. Depinde de om. Depinde de om. Așa cum gândește, așa cum se îmbracă, cum să zic, civilizația noastră și îndeosebi puterea financiară a oamenilor lasă de dorit. Și atunci, de regulă, cum se știe, fiind din ce în ce mai săraci, noi ăștia, pătura de jos, ne îmbrăcăm practic cu cei mai ieftini și cei mai prost. Ca și cu mâncarea, de altfel, că și mâncarea e aceeași. Deci ieftină și rea. Mie mi se pare toxic altceva. N-aș vrea să schimb subiectul, dar puterea, deci politica guvernanților ne duce în postura de a mânca, de a îmbrăca tot ce e mai rău, tot ce e mai prost. Multe persoane cumpără articole vestimentare doar pentru aspect, rar se gândesc la material și la cum le poate afecta sănătatea. Poliesterul, nailonul sau acrilul sunt doar câteva dintre substanțele care în contact cu temperaturile ridicate nu doar că ne fac să transpirăm excesiv, dar pot crea afecțiuni medicale foarte grave.